Da, mulțumesc, stimați colegi. Pe bandă rulantă, la prima ședință din această sesiune a Parlamentului, vedem că guvernarea de azi își pune pe tabla de șah pionii săi. Până acum am văzut reprezentanți sau cei docili sistemului, unii care au menirea de a acapara instituțiile de stat. Adineori am văzut, a fost numit nou director la CNA, iar acum va fi propus un membru așa numit din partea societății civile, dar de fapt unul care v-l-a scris Bunelu Soros, da? Ca să-l propuneți în acest Consiliu a Procurorilor. Întreaga societate din vara anului trecut, din luna august până în ziua de astăzi, a văzut cum voi jonglați cu diferite poziții. Noi am văzut cum dumneavoastră organizați concursuri. Nu degeaba am spus că sunteți campioni olimpici la capitolul cum nu trebuie să organizați concursuri. La acest concurs, care a fost demarat la începutul lunii decembrie anul trecut, nu s-a înscris nimeni, și asta este un cartonaș roșu pentru dumneavoastră, deoarece nimeni din societate, oamenii care se respectă însuși, nu cred în ceea ce faceți voi în ziua de astăzi. Niciun concurs, nicio competiție în acest sens. A fost necesar încă o dată să prelungim și au venit două persoane care nu sunt eligibile. Și astăzi ați găsit, ați cotoșit prin buzunarele Bunelului Soros, ați găsit două persoane, printre care una ați propus-o în calitate de membru în acest Consiliu Superior a Procurorilor. Eu mă întreb, înainte dumneavoastră, în anii precedenți, vorbeați că nu poate fi numită o persoană care vine la concurs dintr-un singur membru. Astăzi noi vedem concurs organizat din două persoane. Dar eu am să vă aduc aminte, dacă faci referire la concursurile care au fost organizate în anii precedenți, la care au participat 16, 20, 25 de persoane, deoarece era o anumită încredere în acele procese care se derulau, fie aici în Parlament, fie în alte instituții. Și astăzi noi vedem două persoane, una dintre care este docilă vouă și încă o dată cu titlul de a mă repeta, un nepoțel a moșneagului Soros, care astăzi, prin vot, o să-l expediați încolo la CSP. Întrebarea este alta, dar care sarcină va îndeplini, ce va îndeplini acest nepoțel a domnului Soros în acest Consiliu Superior a Procurorilor? Oare el trebuie să continue acel dezmeț care dumneavoastră l-a spornit în toamna anului trecut? Să continuați verificări sau aprecierea activității procurorului general, căreia nu sunteți în drept, și asta v-a spus Comisia de la Veneția, în condițiile actuale, să faceți o anumită verificare sau apreciere activității procurorului general. Asta puteți să faceți pentru viitorul procuror general, iar dumneavoastră scuipați inclusiv în acele aprecieri sau acele recomandări pe care le dea Comisia de la Veneția. Dumneavoastră, în general, ați scuipat în absolut tot, inclusiv în ceea ce ați scris în programul de guvernare. Până acum vorbeați despre bunele intenții, despre vremurile bune. Astăzi noi vedem că singur ați spus că este doar un slogan. Vremurile bune sunt atunci când cineva primește un rezultat, da, bun la analizele pe care le-a dat. Și asta este ceea ce faceți dumneavoastră nu numai cu Consiliul Superior al Procurorilor, dar cu întreaga societate, cu toți cetățenii din Republica Moldova. Eu sper că, nu știu, că în sloganul ăsta, Dete leitenanta Schmidta, da, probabil că, sau reieșind din
ce spune Bunelu Soros că s-a axat pe viitoarele alegeri a conducerii din Republica Populară Chineză, eu înțeleg că deja nepoț nu mai are aici în Republica Moldova, este ultimul, da, care urmează să fie propulsat în vreo funcție. În continuare, vă rog. Și din această ordine de idei, evident că noi nu o să votăm această candidatură, iar ceea ce ați făcut dumneavoastră, pur și simplu ați profanat ideea organizării concursurilor în diferite instituții unde aceste concursuri mai sunt. Eu înțeleg că viitoarea inițiativă legislativă va fi de anularea tuturor concursurilor unde ele sunt și numirea doar pe criterii politice, doar a celor care între timp s-au îngălbenit. Vă mulțumesc!